Bun găsit! Vedem că vorbim din ce în ce mai des de persoane, inclusiv adolescenți, care consumă droguri. Așa cum spuneai și tu și cum spunea și președintele, va fi o discuție inclusiv în CSAT. Iar datele noi, să spunem așa, care vin de la medici, arată că unul din 10 adolescenți au consumat cel puțin o dată droguri, consumă mai multe substanțe odată, iar vârsta a scăzut la 13 ani. Vorbeai și tu de acel plan de siguranță, iar una din instituțiile semnatare este Ministerul Sănătății. Și alături de mine este Ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rafila, vă mulțumesc tare mult! Cu plăcere, bună dimineața! Bună dimineața! Ce facem concret pentru a ajuta adolescenții care ajung să consume droguri? Vedeți, este o problemă complexă, multifactorială și multisectorială, pentru că semnarea acestui protocol între 8 instituții guvernamentale demonstrează acest lucru. În mod evident, până la sfârșit, este o problemă care ține de sănătatea copiilor, sănătatea adolescenților și de modul în care ei se vor dezvolta în continuare. Sigur că problema consumului de droguri afectează și adulții, nu trebuie să uităm acest lucru. Dar, pe de o parte, sensibilitatea publică este în mod justificat mult mai mare dacă discutăm despre copii și, pe de altă parte, și soluțiile pe care noi trebuie să le oferim trebuie să facă parte dintr-un pachet. În mod clar, dezbaterea care a pornit în spațiu public, apropo de testare, dacă testăm pe toți, dacă testăm prin sondaj și așa mai departe, poate fi o discuție, dar ea nu are niciun fel de legătură cu abordarea integrată și cu rezolvarea acestei probleme. Testarea, fără niciun fel de altă măsură ulterioară, nu are niciun fel de impact și rămâne doar o temă de dezbatere, dar fără impact asupra sănătății și evoluției acestor copii. Și ce facem în acest caz? În acest caz, ceea ce lucrăm la un proiect pe care să-l prezentăm în cadrul guvernului, lucrăm cu persoane specializate din domeniul adicției, și vreau să vă spun că, dincolo de posibilitatea testării, deci nu aș vrea să discutăm despre testare ca o acțiune obligatorie, regulată și așa mai departe, ci de posibilitatea ca un copil să fie testat, dacă există dorința sau acordul părintelui, ea trebuie urmată însă de multe alte măsuri. Una dintre ele se referă la consilierea psihologică, care trebuie să fie făcută de o persoană specializată și beneficiarul trebuie să fie copilul, adolescentul sau familia acestuia sau amândouă, atât familia cât și copilul. Pe de altă parte, trebuie să discutăm despre centre în care putem să tratăm faza acută a intoxicației cu substanțe psihoactive și, nu în ultimul rând, trebuie să discutăm despre tratamentul de durată al adicției, pentru că sunt situații în care lucrurile nu se rezolvă imediat, de multe ori necesită luni sau chiar ani de zile. În momentul de față avem la nivel național 11 spitale de psihiatrie care realizează sau încearcă să facă controlul adicției pentru persoane adulte. Din păcate, la copii avem doar 2. Și ceea ce lucrăm este să dezvoltăm o rețea regională, cel puțin inițial, încât măcar în fiecare regiune a țării să existe un astfel de centru pentru copii și să încercăm să rupem această activitate care ține de lupta împotriva adicției de spitalele monospecialitate de psihiatrie, cum este în momentul de față, încât să nu existe nici reticență. De foarte multe ori părinții au reticență în a accesa astfel de servicii, pentru că ele sunt legate direct de un spital de psihiatrie și nu trebuie să fie așa. Există la nivel național astfel de centre, dar în general sunt private sau sunt realizate de organizații neguvernamentale. O să invităm la masă pe toți, încât bunele practici pe care ei le-au dezvoltat să putem să le replicăm în sectorul public și să trăim totdeauna cu această responsabilitate că datoria pe care o au autoritățile publice nu poate fi preluată sau înlocuită de organizațiile non-guvernamentale. Sunt binevenite, fac un lucru minunat, putem învăța de la ele, dar ne pregătim acum să abordăm această problemă, cum vă spuneam, multidisciplinar. Aceste centre despre care vorbiți vor ajuta persoana respectivă și pe termen lung, pentru că în acest moment spitalele, medicii din spitale spun pleacă de la noi și nu mai știu ce exact să facă asta după. Asta este problema. Centre pe termen lung. Noi nu avem decât 2 centre pentru copii.
Și ne preocupă foarte, foarte tare acest lucru. Gândiți-vă că părinții pot să fie disperați și dacă zona publică nu-ți oferă resurse, trebuie să faci eforturi financiare sau legate de deplasare ca să poți să accesezi serviciile private sau cele oferite gratuit de ONG-uri. Și încă o dată aș vrea să le mulțumesc pe această cale. E un proces. Sper că vom avea un plan concret într-un timp nu foarte lung, adică în decurs de câteva săptămâni să avem un plan concret pe care să-l supunem guvernului spre aprobare. Și aceste centre în cât timp să fie gata? Trebuie să discutăm aici în primul rând de resursa umană. Ia sigur că poate să vină și din zona organizațiilor neguvernamentale, dar trebuie să vină și din zona publică. O să avem o discuție, există o asociație a spitalelor de psihiatrie, dar important este să o scoatem în afara acestor spitale pentru ca să nu existe riscul de stigmatizare pentru cei care accesează astfel de servicii. De fapt, acolo este problema. Are România în acest moment niște date statistice despre numărul persoanelor care consumă droguri? Există date statistice, nu sunt chiar la zi, dar opinia mea este că sunt subraportate, și o să facem un studiu, trebuie să facem un studiu, putem să-l facem localizat. Existat un astfel de studiu, cred că prin anul 2001, de atunci s-au mai făcut câteva. Oricum, în orașele mari, în București, sunt principalele probleme legate de consum, pentru că există acces. Sigur, noi la partea de acces nu putem să contribuim. Există Ministerul Administrației și Interne, Agenția Națională Antidrog, care pot să întreprindă măsuri concrete pentru limitarea. Eu nu pot să spun pentru oprirea accesului, dar importantă este limitarea accesului. Noi ce putem să facem? Și aici avem o datorie față de copii și față de părinții lor și am rugat-o în mod explicit pe doamna ministru Deca. Trebuie cât mai repede să introducem educația pentru sănătate, care să aibă module legate de explicarea riscului de a consuma astfel de substanțe, inclusiv alcool sau tutun, copiilor încă de la cele mai mici vârste, pentru că deprinderile sănătoase, modul în care copilul se apără, pentru că el se apără dacă are cunoștințele necesare, este esențial. Aș vrea să cred că măcar în anul școlar viitor putem să discutăm despre introducerea educației pentru sănătate atât în ciclu primar cât și în cel gimnaziar. Domnule ministru, vorbim despre acest fenomen al consumului de droguri, în special în rândul elevilor, de câteva săptămâni, din momentul 2 mai. Însă, cu siguranță nu acela este momentul de când în România există Absolut. Acest este fenomen. Este de 20 de ani și mai mult. Cât de gravă este situația în țara noastră din punctul dumneavoastră de vedere? Am văzut în ce sate este o problemă de siguranță națională? Nu știu dacă este în acest moment, dar poate deveni și faptul că domnul președinte a luat decizia să introducă această problemă pe ordinea de zi este binevenită, pentru că nu e bine să o introduci atunci când practic ai foarte puține pârghii și nu mai ai ce face. Este important să o abordezi când există un semnal puternic, public, cum a fost această tragedie care s-a întâmplat și, de fapt, nu e prima. Gândiți-vă că au mai fost astfel de tragedii, soldate cu decese în care tineri sau adolescenți drogați au murit. Dar atunci nu s-au sesizat autoritățile la nivel atât de înalt, din păcate. Da, este o inițiativă care cred că este normală. Și sunt convins că o să putem să venim în decurs de câteva săptămâni, fiecare minister, să discutăm, să facem ordine comune, deci reglementări comune acolo unde este cazul și noi să venim cu un proiect de un cadru strategic de dezvoltare a serviciilor care să ofere atât consiliere psihologică cât și suport medical, nu numai situațiilor acute și pe termenul. Ați spus de mai multe ori că în aceste cazuri nu trebuie luate măsuri coercitive. Și aș vrea să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră despre declarația premierului care spune că cei care consumă droguri între 16 și 18 ani să nu mai poate lua permisul la 18 ani de conducere. Păi asta nu e o măsură coercitivă, e o măsură protectivă. Mi se pare, o măsură coercitivă este o măsură care e împotriva cuiva dacă, știu eu, ai nevoie de o adeverință să intri în școală. Am auzit tot felul de
de lucruri de genul ăsta și nu putem limita dreptul la educație, cu siguranță. Însă a conduce un autovehicul de către o persoană care consumă droguri este o problemă foarte serioasă, pentru că lucrurile sunt necontrolabile, produc victime și eu această măsură nu o consider coercitivă, o consider protectivă pentru societatea românească. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Așadar, informația nouă care vine de la Ministerul Sănătății este un proiect care va fi propus guvernului, acela de a fi făcute centre regionale, măcar în special pentru adolescenții care consumă droguri.